Am revenit, dragii mei, din nou în casele dumneavoastră. Vă reamintesc că am grupul vocal Țibleșul, care a bătut cale lungă ca să fie în casele dumneavoastră în această dupămasă seară. Mătușă, dumătă, îmi povesteai că de mult te-ai năcăjit, ți-ai stricat tot, cum se zice, cu sândă. Da, când a fost o fată, am țăsut pânza, dar pânza țăsămam atunci. Apoi eu cosăm că mi-așa, că cu acul tot, cu mărjale, ori dacă făceam și așa, cu pe umăr și cu șire pe mânuri. Și cosăm și n-am avut lumină, la lompă am lucrat. Și apoi țăsăm în chiară, țăsăm zadii, și apoi să avem pole, să avem cămeșă, să avem zadii, tot să fie nou pe la Paști. Toată fata să năcăje. Cât i-ați fost acasă? Câți frați ați fost? Numai două surori suntem. Și v-ați întrecut care lucră mai mândru? Da, cealaltă a fost mai mică. Eu am fost prima care am lucrat și am făcut cămiș așa. Și cum v-ați simțit când ați ieșit între oameni? Păi așa, nu, să ai ce nou, tot pe tine, în ziua de Paști. V-ați simțit și la Crăciun, bine. Și la Crăciun tot așa, și la toate sărbătorile. Înseamnă că aveți mai multe rânduri de haine. Păi, plinele doile și dulapurile de haine, de cămeșul, de spole și de zade. Dar s-au gândit Dumnezeu și nu vă lăsați să le nu, să putredească, nu, să zic așa. Nu, le prăpădim, le lăsăm acolo. Că trebuie, am ajuns că trebuie, le luăm iară. Dar soțul dumneavoastră ce zice când vă vede așa mândră gătată și... A, păi îi place și mă lasă să mă duc oriunde, nu mă oprește. Aveți soț mândru. Da, și dumneavoastră sunteți mândru, aveți ochi albaștri, când îi trageți un zâmbet, nu zice ochi așa nimeni. Am bărbat bun, nu mă oprește, mă lasă, mă duc unde îmi place, unde vreau. Na, așa am da. Ești mai bătână că te-ai hotărât. Da, pe am atunci n-am avut scop, am unii s-au venit și atunci mă lăsa dacă era, dar am un... Am cântat în cor, cântăm, tate, cântăm de, și eu de când am fost fată în corul Besarice, tate, cântăm și de aceea am fost așa pe... O adus o domnișoară de la noi și apoi ne-o filmat cu pricesnea, pe ea, pe cu colins ne-am dus, apoi pe când, apoi ne-am adunat cu dumnealor. No, asta e bine, că se vede că vocile vă sunt încheiate și ați mai cântat. Da, pe amută cântăm în toată duminica la biserică, noi în toată duminica cântăm. Ce frumos! Mă bucur, știți ce mă bucur, dragi telespectatori, că descoper oameni adevărați, oameni care chiar fac ceea ce spun, nu doar spun în fața camerelor ceea ce nu fac, de fapt. Aș vrea să mai cântăm un cântec religios. Eu mă mai îmbrăc și așa, duminica, mai eu, dar jos. Cămeșa nu-mi place, dar aici jos, poale, zadie, mai eu. Frumos. Să mă duc la biserică. Da, cred că n-ar fi rău să vă uniți și să bucure biserica și Dumnezeu, cred că, de purtul ăsta care e atât de frumos și făcut cu atâta trudă. În grădina cu măslin în grădina Ghețiman.
plâns singuri străine, pentru lume te-a durut. Lacrima ți-era de sânge, când cereai puteri de sus, câte nu spuneai atunci. Ce frumos! Ce frumoasă e liniștea asta a satului, domnul Boroica. Mulți ar zice aș cumpăra-o cu aur, dar nu prea o găsești oriunde. Liniștea asta s-ar numi tihnă, de fapt. Tihnă, într-un da. Fel, adică sentimentul acela de mulțumire de sine pentru modul în care omul știe să-și organizeze viața și să-și viața în sensul cu tot ceea ce cuprinde ea, muncă și perioada de sărbătoare și perioade în care și activitatea satului este diversificată, pentru că acest ciclu pe care îl parcurgem noi al postului mare, care este de fapt o pregătire spirituală, presupune o interiorizare în viața noastră de zi cu zi, dar în același timp omul satului este orientat înspre muncile de afară, pentru că odată cu 1 martie începe anul agrar la noi. Deci acesta este, odată cu babele, terminarea babelor, putem zice că am început deja anul agrar. Ei, această tihnă a satului este, cum se zic, manifestă tocmai și în această mod de organizare a vieții sătești, prin aceste ritmuri interioare a satului care sunt respectate cu sfințenie. Și de acolo vine acel sentiment de tihnă, de așezat. Manifestări zgomotoase în sat sunt destul de puțin permise așa. Sunt în timpul sărbătorilor mari, de exemplu, sărbătoarea pascală nu presupune niciodată manifestări zgomotoase. Este o sărbătoare a bucuriei, o sărbătoare a familiei, dar manifestări zgomotoase avem, de exemplu, în timpul sărbătorilor de iarnă, în care sunt alaiuri de colindători, în care se schimbă anul vechi este înlocuit cu anul nou și atunci sunt aduse în viața satului o serie de practici care se renoadă în fiecare an, colindatul cu toată suita de manifestări. Domnul Pop, ne aflăm la sfârșitul acestei emisiuni. Aș fi curioasă dacă mi-ați răspunde la următoarea întrebare, și anume, aveți și cocoi în ansamblu sau, adică, cuprindeți toate generațiile? Avem
cocon mai mare, zicem noi. De la 14 ani ne-am dorit să avem și coconi mai mici. Chiar am luat legătura cu domnul primar să ia legătura cu școala generală din Groșii Țibleșului, să ne ajute să putem face pe viitor, ne gândim, 4-5 perechi de coptii, zicem noi, cocon, să zice aici la dumneavoastră, mai tineri, ca să ne ducă mai departe jocurile tradiționale din zona Lăpușului. Da, dumneavoastră știți juca? N-aș vrea să fiți la o nuntă lângă mine sau la un eveniment. Cred că nu. Eu cred că da. Vai, așa, din picioarele mele, cred că... Da, eu, ce să vă spun, sunt foarte fericită că în această dupămasă, în această seară, la drum și ați ales să fiți aici, pentru că eu zic că am trăit momente frumoase de care o să-mi amintesc cu mare drag peste timp, peste ani, și pe lângă acest lucru mă bucur să constat că mai sunt oameni care vor să facă ceva pentru comunitatea lor și nu sunt indiferenți. Și mai ales când vă ajută și nevasta. Bineînțeles. În spatele unui bărbat puternic stă o femeie puternică. Așa se zice. Recunosc tot acum că sunt în minoritate. Numai din cauza asta? Nu, am glumit. Nu se poate face ceva dacă nu ne unim. Deci valoarea noastră este prin unitate. Ne câștigăm, ne apărăm valorile și plăcerile. Pentru că, până la urmă, în orice comunitate sunt și voci care spun pentru că ce rost au hainele populare îmbrăcate sau ce rost au anumite lucruri, pentru că fiecare gândește favorizând plăcerea lui. Și atunci noi ne-am câștigat împreună, ne-am câștigat puterea de a oferi mai departe cultura tradițională din zona Lăpușului și totdeauna sunt voci care vor spune și care spun că sunt inutile lucrurile astea, deci nu ne putem ascunde după deget, dar noi împreună trebuie să ne unim, noi din zona Lăpușului, cu Țara Maramureșului, cu să ducem mai departe frumusețea asta, pentru că toți avem în suflet de aici, toți avem ceva microb care ne ține mai departe. Poate că o rădăcină care a intrat mai adânc în pământ, să zic așa, nu ne lasă să ne îndepărtăm de ceea ce moștenim de atâta generație. Eu cred generații. Că destinul ne-a format pe fiecare, pentru că nu poți să fii, cel puțin așa cred eu, nu poți să fii altul decât ești. Deci nu pot, deja eu vreau să fiu, intru în piele ai cu altcuiva, nu pot să fiu decât aia ce sunt eu. Chiar dacă puțin trec de la, încerc să fiu altceva, dar revii la omul care ești. Dar prunci dumneavoastră sunt de acord cu ce gândiți dumneavoastră? Pruncii mei sunt doi băieți. Să vă trăiască. Și unul este cel mai mare, anul 3 la jurnalism la Universitatea de Nord din Baia Mare și face parte din acest ansamblu, este dansator, jucăuș, cum zicem noi. Și cel mic este în clasa 11 la liceu sportiv, vrea să facă profesor de educație fizică. Da, îi place a juca. Nu i-a spus că antrenamentul cel mai bun e la joc. La mic mai puțin, dar la mai mare îi place. Frumos, frumos. Înseamnă că aveți o familie frumoasă. Da. Să vă bucurați de ea. Ce să vă spun? Că suntem decât pe sfârșitul acestei emisiuni, domnul Boroica, care ar fi concluzia dumneavoastră? Sau gândul dumneavoastră? Suntem în prag de... În concluzii nu pot să trag, pentru că... În preajma sărbătorilor pascale nu tragi concluzii decât doar la viața ta personală, pentru că este o perioadă de reculegere, de confesiune și doar un gând de bine, de sănătate, bucurii și bucuria învierii să le aducă tuturor numai bine, pace în familie, ce-și doresc. Eu vă mulțumesc din suflet și dumneavoastră că ați venit la această emisiune și am descoperit lucruri frumoase pe care dumneavoastră, ca și cercetător științific de atâta timp, vă alocați vreme da. Ca să le scoateți în evidență și mă bucur că sunt oameni pasionați, ca și dumneavoastră, de altfel, pentru această lume a satului și nu numai. Da, pentru că, oricum am gândit, tot la origine întoarcem,
și toți suntem, sau mulți dintre cei care locuiesc într-un mediu urban, cel puțin au pe cineva la țară. Deci noi, cel puțin în lumea românească, nu ne-am putut rupe și nu ne vom rupe foarte curând legătura cu lumea rurală. Lumea satului definește prin esență spiritualitatea românească, pentru că ea așa s-a născut și a continuat ca o spiritualitate a omului tradițional care a viețuit în sate și care a avut un mod de gândire specific pentru lumea în care trăim, cu tot ansamblul de credințe, de practici care s-au înțelept, în concluzie. Da, înțelepciunea a venit ca și rezultat al experienței de viață, pentru că viața țăranului, deci a omului tradițional, n-a fost deloc ușoară. A trebuit să se confrunte cu foarte multe greutăți, iar această permanentă confruntare cu el însă și cu natura înconjurătoare, pentru că nu i-a fost întotdeauna favorabilă, a dus la acea însușire a naturii, și evident și înțelepțirea lui, deci a omului. A știut să se reducă la esențe tot ceea ce a luat din natură și din mediul social și să gândească pe niște cadre și să codifice extrem de bine și extrem de clar tot ceea ce era viața satului de altă dată. Și multe din reminiscențele lumii tradiționale persistă latent și astăzi, și noi ne purtăm, chiar dacă avem impresia că ne-am detașat de această lume, continuăm latent multe din comportamentele vieții sătești, care, din punctul meu de vedere, este extrem de benefic pentru noi. Știți ce mă bucur? Mă bucur că am ocazia să arat o altă față a omului de la sat. Mă bucur că am ocazia să arat înțelepciunea omului de la sat, talentul omului de la sat. Pentru că poate cei care nu o cunosc înțelege greșit omul din satul, nu numai maramureșan, ci la nivel național. Și cred că este o oportunitate să arătăm că omul e frumos, indiferent. Da, are o dublă frumusețe, una interioară și una exterioară. Și trebuie să aibă grijă de ambele, mai ales în perioada pascală. Și omul tradițional nu este cu nimic mai prejos decât un omul modern, ci doar sunt în concurență două culturi. Cultura tradițională cu ceea ce numim acum cultura contemporană, cultura modernă. Cultura tradițională eu nu o socotesc a fi mai prejos decât cultura modernă actuală. E adevărat că în cultura modernă ai nevoie de extrem de multă informație și de putere de asociere ca să poți să rezolvi și presiunea timpului actual în care informația circulă cu o viteză nemaipomenită, încât mintea omenească de-abia poate să asimileze. Iar omul tradițional a mers în spiritul a ceea ce am vorbit mai adineauri, al tihnei, deci al anumitei ordine și anumit ritm. Ei, lumea aceasta modernă a rupt, a spart cumva în fărâme această ordine interioară a lumii tradiționale, care s-a construit și ea de-a lungul secolelor și bănuiesc că și construirea acestei lume a fost și ea destul de anevoioasă și a persistat și încă persistă latent în multe din comportamentele noastre. Așa este. Dragile mele, aș vrea să mai cântăm un cântec religios, că ne aflăm pe sfârșitul acestei emisiuni. De la nunta cea din Iisuse,
de mulțime ai fost urmat. În pustiu te însoțiră, urmărindu-ți ochii blânzi. Tu le-ai dat cuvânt și pâine la setat și ce dureros când ai atâția oameni lângă tine și la greu nu mai e nimeni. Ce să vă spun, dragii mei, iată că și această emisiune a ajuns la sfârșit. Eu vă mulțumesc din suflet că ați rămas alături de emisiunea Zestrea Maramureșului și de TV Sighet. Permiteți-mi să mulțumesc invitațiilor din această seară, să mulțumesc grupului Țibleșului că au bătut atâta drum. Domnule Pop, domnule Boroica, vă mulțumesc și dumneavoastră. Dar nu în cele din urmă vreau să mulțumesc domnului Covaci pentru că a permis să facem aceste emisiuni în Muzeul de Artă Populară din satul de Sești. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, dragii mei, așa cum știți, vinerea de la orele 19 cu reluare, duminica de la orele 16. Cu bine, dragii mei!